Astăzi s-a dat startul campaniei de curățenie și de înfrumusețare a orașului Buzău, oraș deschis curățeniei. Mă voi implica personal, o spun de la început, mă voi implica personal și voi fi în toate punctele în care am stabilit un program de curățenie generală, dacă vreți, dar nu numai. Mă refer și la înfrumusețarea parcurilor, înfrumusețarea spațiilor verzi în general și curățenia propriu-zisă, în sensul să se strângă gunoaiele mai bine decât s-a făcut până acum, dar în același timp să avem o altă abordare. Și nu numai prin cele două firme care lucrează pentru primărie, mă refer la Urbis și la RER Sud, dar și instituțiile, și școlile, și buzoienii care stau la bloc sau stau la casă, trebuie să aibă grijă, avem și o hotărâre de Consiliul Local în sensul ăsta, și să aibă grijă de spațiu și de îngrijirea spațiilor care le aparțin sau care sunt în imediata apropiere. Edilii au stabilit ca luna curățeniei de primăvară să se desfășoare între 18 martie și 19 aprilie. Anul trecut buzoienii nu prea s-au implicat, nici instituții. Nici acum nu aștept foarte mult, dar sper încet, încet să ne schimbăm atitudinea. Pentru că, din păcate, mulți doar critică, e murdar acolo sau, eu știu, spațiul ăla este neîngrijit, dar atunci când vedem că se întâmplă tot felul de lucruri reprobabile, nici măcar nu avem o atitudine să pur și simplu să-i reclamăm sau pur și simplu să le spunem direct, mai oameni buni, nu este bine ceea ce faceți. Deci o să încerc încet, încet, atât cât îmi stă în putere să schimb această stare de lucru. Dacă nu va fi posibil ca oamenii să fie convinși cu vorba bună sau prin puterea exemplului, există și mijloace legale de constrângere pentru ca aceștia să își poată curăța și zona limitrofă proprietăților. Din păcate, o să mergem și pe calea a doua cu cei care, din neștiință, din reavoință, din prostie, trebuie să o spunem de-a dreptul, mai fac niște lucruri care n-ar trebui să le facă. Noi avem o hotărâre de Consiliul Local dată anul trecut, sau chiar dată în 2017, scuze, prin care putem da amenzi foarte multe pentru neîngrijirea spațiilor proprii, a clădirilor, a vitrinilor, dar și pentru ce am văzut adineauri aici, o mulțime de semințe, de coși de semințe pe jos și aici și în crâng, și nu spune nimeni nimic. Toată lumea trece pe acolo și nu se zizează nimeni. Și trebuie să trimit tot de la primărie să facă curățenie după niște oameni care în sfârșit au mari probleme cu educația. Toți buzoienii sunt chemați să se implice în această acțiune demarată de primărie.